Salutare, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la Fact Checking, o emisiune de la SP, unde vorbim despre falsuri, consecințele lor și combaterea dezinformării. Sunt Maria Loris și azi vom vorbi despre ajutorul la contor, monstrul din Avignon și interzicerea avorturilor. Cred că fiecare din noi măcar o dată a depus o cerere de compensație pentru perioada rece a anului. Nu este o surprindere. Prețurile la surse de energie în regiunea noastră sunt foarte ridicate. În această situație, suportul financiar oferit de stat într-adevăr ajută multor oameni să se isprăvească cu dificultățile legate de achitarea facturilor. Totodată, în fiecare zi, ei scroce și caută noi metode de înșelăciune și încearcă să facă bani din naivitatea oamenilor. Recent, pe Facebook a început să apară o publicitate interesantă. A fost promovat un site ca o platformă unde cetățenii se pot înregistra pentru a primi compensații pentru perioada rece a anului. Pentru înregistrare s-au cerut datele personale și cele ale cardului bancar. După apariția acestor informații, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a emis un comunicat prin care a atenționat cetățenii despre apariția noii scheme frauduloase. Care este situația cu această schemă? De la lansarea site-ului oficial Compensații GovMedia și până acum, designul platformei nu s-a schimbat. Înregistrarea pe site-ul Compensații GovMedia se face prin intermediul numărului de telefon și poștei electronice. Pentru a intra în contul existent, autentificarea se face de asemenea prin numărul de telefon sau e-mail. În niciun caz, platforma Compensații GovMedia nu solicită prezentarea datelor cardului bancar sau achitare de bani. De asemenea, trebuie să ținem minte că toate informațiile privind acordarea compensației pentru perioada rece a anului vor fi publicate pe site-ul oficial al Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Fiți atenți la detalii și verificați sursele media prin care vă informați. O altă știre care a perturbat publicul se referă la o țară unde sunt stabiliți mai mulți conaționali ai noștri – Franța. Cu 4 ani în urmă, în anul 2020, o femeie din Franța, în vârstă de 72 de ani, a aflat că timp de 10 ani a fost violată de 10 bărbați străini. Sună șocant și nerealist și, într-adevăr, detaliile publicate de presa internațională sunt încă mai șocante. Potrivit publicațiilor, fostul soț al victimei o adormea cu substanțe narcotice și aducea în casa lor bărbați străini pentru a o viola. Este vorba de cel puțin 72 de bărbați. Totul a fost filmat, iar poliția a aflat despre acest caz întâmplător, după reținerea fostului soț al victimei pentru o altă infracțiune. Șocant? Desigur. Totuși, aceasta este o știre reală. Aceste informații au fost publicate de mai multe agenții media internaționale de renume care s-au referit la forțele de ordine și interviul victimei. Ulterior, în sala de judecată, fostul soț al victimei s-a pledat vinovat. Este un exemplu al unei știri șocante care, spre regret, este una veridică. Câteva site-uri și pagini de social media au titrat că Partidul de Guvernare PAS ar fi pregătit un proiect de lege pentru interzicerea avorturilor. Publicațiile afirma că deputata Olesia Stămate a declarat pentru jurnaliști că este autoarea proiectului de lege care urmează a fi prezentat după alegeri la începutul anului 2025 și că acest proiect de lege este necesar pentru a remedia situația cu rata natalității în țară. Cum credeți, această informație corespunde realității? Dacă răspunsul dumneavoastră a fost nu, aveți dreptate. Acesta este un fake negat de deputata Olesia Stămate. Cum putem verifica informații despre presupuse inițiative legislative? În afară de declarațiile oficialilor, trebuie să ținem minte de procedurile legate de inițiative legislative. Principalul este că toate proiectele de legi sunt publicate pe site-ul oficial al Parlamentului, la fel ca și orice informație oficială. Pe lângă faptul că informațiile au fost negate de deputata Olesia Stămate, încercăm să căutăm acest proiect de lege pe site-ul Parlamentului și nu-l găsim. În fiecare zi putem citi știri atât veridice cât și false. Și sper că vom fi cu toții foarte atenți la ceea ce citim și când ne vom informa din surse de încredere. Rămâneți cu ESP Media și urmăriți emisiunea Fact Checking.